Toți cei care au luat infecții din spitale sunt considerați victime ale unui malpraxis medical, așa că vor putea să ceară daune de la spitalul de unde au luat infecția respectivă. Dovada faptului că infecția n-a fost luată din spital îi va reveni spitalului, adică practic spitalul este cel care trebuie să demonstreze, domnul Adrian Cuculis, bună ziua, faptul că nu e de la el, bună ziua. Nu? Da, așa este, într-o decizie dată de către Înalta Curte, și spun că într-un final se face o oarecare dreptate, dacă vreți, pentru sistemul acesta care a omorât atâtea persoane și știm foarte bine că mulți au murit din pricina acelor infecții nosocomiale. Înalta Curte vine și spune exact cum ați precizat și dumneavoastră, în momentul în care te-ai internat sau ai fost adus la spital, dacă nu a fost depistată niciun fel de infecție nosocomială cu care să fi venit tu acolo, este clar că dacă la externare ai o asemenea infecție, răspunderea pentru malpraxis devine a unității spitalicești. Și, într-adevăr, se pot cere despăgubiri pentru contractarea unei infecții nosocomiale. Știm foarte bine că multe dintre aceste infecții practic ridică probleme reale de sănătate și pun viața în pericol a persoanelor care exact, ajung în spitalele din România. Sunt mulți care au și murit, din păcate. Adică am văzut în timpul crizei coronavirusului că multe persoane n-au murit de coronavirus și de infecțiile pe care le-au luat în spital. Așa este. Ce voiam să completez aici, până în momentul de față, când avem această decizie într-un final anul acesta, în 2021, sarcina probei revenea de cele mai multe ori celui care ridica pretenția împotriva spitalului, lucru care era foarte greu de dovedit, pentru că este adevărat, legea sănătății publice exclude cumva răspunderea pentru malpraxis când vine vorba despre o infecție, dacă este adusă din afara spitalului. Însă, într-un final, în Alta Curte, spuneam și mai devreme, a catalogat cumva că această probă ar trebui să revină spitalului și nici de cum persoanei care este infectată. Din nefericire și eu m-am confruntat cu asemenea problemă în familie și practic acela a fost momentul la care cumva s-a suprapus cu decizia dată de către Înalta Curte și acum aștept rezultatul, pentru că nu vorbim aici doar despre despăgubiri pe parte civilă. Infecțiile nosocomiale pot duce la deschiderea de dosare penale, pentru că ele pot duce de asemenea la vătămări corporale exact. Și chiar la decese, iar lucrul acesta trebuie anchetat într-un dosar penal. Și ca să le explicăm tuturor celor de acasă ce înseamnă de fapt răspunderea pentru malpraxis, ea este catalogată în trei mari categorii. Vorbim despre răspunderea penală, răspunderea civilă delictuală și răspunderea disciplinară a celor care profesează a personalului medical. Mai mult de atât, această chestiune cu infecțiile nosocomiale, din nefericire, este una cu o mare problemă și cu un impact. Și din păcate nu există niciun fel de soluție. Mulțumesc foarte mult, domnule Cuculis, pentru că în realitate ce ar trebui să se întâmple ar fi să fie construite niște spitale noi, clădiri noi la propriu, pentru că bacteriile, odată ce au intrat în structura clădirilor, nu mai pot fi scoase de acolo. Și soluția, spuneam, în străinătate, este cea a construirii unor clădiri noi.